În localitatea Bălanu, utilajele de dezăpezire au ajuns decât pe ulița principală. În rest, fiecare cu ce poate. Aici localnicii dau frâu liber imaginației și improvizează când vine vorba de dezăpezire. Un tractor de care s-au legat cu lanțuri două cauciucuri uriașe merge din uliță în uliță și astfel le croiește drum celor care vor să ajungă la șosea. Cei din Bălanu spun că așa se descurcă la fiecare ninsoare serioasă, pentru că primăria are alte priorități. Ca să protejeze la țară, nu ca la Ureasca, să avem pluguri de moderne la noi. Plugurile ține primarul în curte. Plugurile cu ce colegurile ține primarul în curte, iar noi ne chinuim în epoca primitivă. Cauciucul cu ropeți. Tractorul e particular. Particular, da. Particular. Deci el a protejat săracul motorină. E tractorul George Păduraru. Nu contează al cui, dar el să plătească motorină. Care n-ar trebui să mai ai impozit lui George Păduraru, că face servicii pe sat. Normal, așa ar trebui. E așa, și ei cine are tractor de la mare la primărie, la Sănei, și nu bagă pe toate municipii. Dar noi, eu, dumneavoastră, ăla, așa, plătim impozit la primărie. Și pentru că utilajul de dezăpezire inovator nu merge pe degeaba, localnicii spun că proprietarul invenției ar trebui să fie scutit de la plata taxelor și impozitelor locale pentru că a făcut bine comunității.